Probabil că toți românii au mers la un moment dat, într-o direcție sau alta, cu trenul. Însă puțin dintre cetățenii României de astăzi cunosc detaliile legate de începuturile rețelei de căi ferate românești. Deși în acest domeniu putem afirma că avem unele priorități, pentru că, de exemplu, în minele de aur din Munții Apuseni se folosea un sistem de transport pe șine, cei drept șinele erau de lemn, care utiliza chiar macazuri cu ace, cu un nucleu de lemn dur. Totuși, România a intrat prin forța împrejurărilor ceva mai târziu în rândul țărilor cu o rețea feroviară modernă. Târziu și nu prea, pentru că dacă luăm în calcul faptul că prima linie comercială a fost inaugurată în Anglia în anul 1825 și ne gândim și la faptul că pe teritoriul de astăzi al României prima linie feroviară se inaugura după mai puțin de 20 de ani, adică în anul 1854, între Bazia și Oravița, la vremea respectivă teritoriul făcea parte din Imperiul Habsburgic, iar după încă 3 ani, în 1857, demarau lucrările de construcție pentru calea ferată dintre Cernavodă și Constanța, la vremea respectivă partea Imperiului Otoman, ne dăm seama totuși că spațiul românesc la vremea respectivă, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a intrat destul de rapid, într-un ritm destul de alert, în acest efort de modernizare. Căile ferate au reprezentat pentru secolul al XIX-lea ceea ce în secolul al XX-lea au reprezentat autostrăzile. Arterele prin care practic circula sângele economiei, aici însemnând materiile prime, produsele finite care se deplasau pe circuitele economice ale vremii. De aceea și avem de-a face cu primele căi ferate care fac legătura cu marile porturi, pentru că transporturile mari, transporturile importante se făceau pe calea apelor, care a rămas până în ziua de astăzi calea cea mai eficientă, cea mai economicoasă pentru a transporta mărfurile. Nu întâmplător, Baziașul, Cernavodă, Constanța erau porturi și aici se făcea traficul acesta de materie primă și de mărfuri. De altfel și prima linie de cale ferată construită efectiv pe teritoriul românesc cu autoritate românească la vremea respectivă a fost cea care a legat Bucureștiul de Giurgiu, deci capitala Principatelor Unite de unul dintre principalele porturi dunărene, Giurgiu. Inaugurată în anul 1869, această primă cale ferată s-a dovedit a fi extrem de necesară la vremea respectivă și importanța căilor ferate a fost subliniată prin eforturile pe care conducerea de atunci a României le-a depus pentru ca această rețea să se extindă cu repeziciune. O serie întreagă de licitații și atunci, ca și mai târziu, însoțite de contestații, însoțite de scandaluri de corupție și aici am în vedere în special scandalul legat de așa numită afacere Strasburg, ale cărui conexiuni mergeau până la Palatul Domnesc. Este bine cunoscută implicarea principelui Carol I în această afacere, mergând până la amenința cu abdicarea, în momentul în care s-a pus problema răscumpărării acțiunilor acestui concern. Deci spuneam că aceste eforturi au fost foarte intense și în pofida faptului că și atunci au existat controverse, au existat afaceri de culise, progresul a fost foarte rapid. În primii 10 ani, România dispunea, deci dacă la 1869 se inaugura prima cale ferată București-Giurgiu, peste 10 ani România dispunea deja de 1100 de kilometri de cale ferată, cale ferată care lega principalele orașe ale țării, asigurând transportul mărfurilor, asigurând un impuls extraordinar pentru dezvoltarea economică a acestor localități. Peste încă 10 ani, practic, lungimea căilor ferate românești se dublase, ajungându-se la peste 2500-2600 de kilometri de cale ferată, iar către finalul secolului încep să aibă loc acțiunile de dublare a căilor ferate pe anumite porțiuni cu trafic mai intens, astfel încât trenurile să poată circula în ambele sensuri și să asigure un volum mai mare de trafic de mărfuri în principal, dar și de călători.
Pe lângă rolul economic, căile ferate au avut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și un puternic impact politic. Este cunoscută afirmația lui Carol I, care spunea că legarea Iașiului și a Bucureștiului prin căi ferate va face unirea să fie veșnică. Este cunoscut efortul pe care statul român l-a făcut pentru a lega Dobrogea de vechiul regat, după 1877-1878, când Dobrogea revine României, Imperiul Otoman fiind nevoit să cedeze acest teritoriu. S-au făcut eforturi serioase pentru a conecta linia deja existentă, care unea Cernavodă de Constanța, cu rețeaua de căi ferate din regat. O realizare extraordinară și care merită amintiți în orice context este cea din 1895, când inginerul român Angel Salegni reușește să construiască, să arunce peste Dunăre cel mai lung pod existent la vremea respectivă în Europa, podul denumit Carol I, în cinstea regelui Carol I, cel care l-a și inaugurat de altfel, și care, pe lângă, așa cum am spus, pe lângă rolul economic deosebit de important, avea și importanța simbolică de a arăta legătura de nezdruncinat care se crea între București și noua provincie românească. Nu putem să nu remarcăm faptul că dacă inițial primele căi ferate au fost construite de concernuri occidentale, în special englezești și germane sau austro-ungare, foarte repede această întreprindere a fost preluată de către specialiștii români. România a avut capacitatea la vremea respectivă să își creeze o școală de inginerie redutabilă, care a dat ingineri de mare valoare, așa cum l-am amintit puțin mai devreme pe Angel Salegni, iar proprietatea asupra căilor ferate a fost și ea, într-un interval de timp foarte scurt, răscumpărată, deci concesiunile inițiale, de exemplu în cadrul afacerii Strusberg, concesiunea se întindea pe numai puțin de 90 de ani, deci timp de 90 de ani căile ferate construite de acest concern trebuiau să fie exploatate în folosul său. Aceste concesiuni au fost răscumpărate astfel încât statul român a devenit stăpânul propriei rețele de căi ferate, ceea ce era un atribut de netăgăduit al independenței politice pe care o obținusem în 1877-1878. Nu ne rămâne decât să privim cu invidie ritmul în care vechea Românie a reușit să-și creeze rețeaua de căi ferate, pe care în bună măsură o folosim și astăzi. Din păcate, astăzi observăm că rețeaua de căi ferate suferă un regres, astfel de la un maxim situat undeva la circa 21.000 de kilometri existenți în anii 90, România mai utilizează astfel doar 10.000 de kilometri de cale ferată. Și nu putem să nu facem și o comparație deloc favorabilă României de astăzi, dacă ne gândim la ritmul în care se construiesc autostrăzile în zilele noastre. Ne-am dorit cu toții ca cei de astăzi, constructorii de astăzi, să aibă un ritm de lucru la fel de intens pe cum l-au avut strămoșii noștri în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când au aruncat poduri peste ape, au sfredelit munții și au făcut tunele de cale ferată, au întins șinele și traversele de la un cap la altul al țării, contribuind din plin la modernizarea și la progresul României. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.